Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA 18, fraților. Uh, avem o, un nou update foarte, foarte tare, mai ales uh, pentru jucătorii de FIFA. Uite, pentru cei care nu știați, s-a băgat un fel de nou game mod, uh, un fel de nou joc oarecum pe FIFA 18 de pu! de FIFA 18 pentru cei care l-aveau, uh, au posibilitatea să se joace uh, gen World Cup, Club, World. Club, Doamne, deci mă bâlbui pentru că sunt super super entuziasmat uh, FIFA World Cup uh, și vedeți voi aici că este un nou meniu pentru cei care cunosc. Uh, noi o să ne, pe noi o să ne intereseze chestia asta de FIFA World Cup turnament, deci o să încercăm să vedem cum era dacă România se calificat pentru campionatul mondial, știți că nu s-a calificat și o să înlocuim o echipă uh, care să zicem a fost și în grupă cu România și s-a calificat și aceea este Danemarca, a fost pe locul 2 și noi am ieșit pe 4. Uh, Danemarca este echipa care s-a recalificat uh, și cu, cum se numește, cu Polonia din grupa noastră și o să înlocuiesc Danemarca cu România. Ok, vom, vom face asta și vom vedea ce se întâmpla dacă Danemarca... Am dat pe Randomize, nu voiam să fac asta, îmi pare rău. Dăm aici la Custom iar și să vedem ce se întâmpla cu Danemarca. Unde dau o Swap. A, ah, bun. Ah, nu, 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 nu. Randomize. A, ah, Replace. Bun, 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 bun. Și avem și România aici, avem toate naționalele uh, care s-au calificat. Mamă, avem și kitul, nou. Uitați-vă în dreapta, avem kitul nou și Stema. Uh, și o să-i dăm Advanced... Ok, a și trebuie să controlăm România Nu o să jucăm pentru că nu, Probabil că nu vă interesează cum joc eu Și nu avea nicio relevanță O să vedem pe simulate O să facem și o echipă, vedeți aici Grupa noastră este cu Franța, Australia, Peru și România Bă, ar trebui să ne calificăm Ar trebui să ne calificăm, calificăm Cu Pe echipa asta, e să vedem, Keșeru, Budescu Are 76, asta e destul de Multicel, pe stânga o să jucăm Cu Mitriță care joacă foarte foarte tare uh, Chipciu aici Benzar pe dreapta Moții Mai avem pe Săpunaru și Grigore O să jucăm cu Săpunaru și Grigore Și Toșca pe stânga Avem ceva pe stânga mai bun La avem și pe Pintili Care poate juca și cred că stânga Ia să vedem Nu, nu poate juca Apare în stânga uh, Și hai să facem uh, Dar unde e Frate, unde e Kirikesh What? Unde e Kirikesh, man? Lipsesc mulți Bun, hai să zicem. Nu avem nevoie de. încă un portar acolo să-l bag pe Rotariu. Deci avem ca rezerve Rotariu, dean Anton. Uh, îl mai avem și pe Man, aș fi preferat. Uite, un grozav, știi? Un grozav, Nedelceanu și mai avem și pe Pintili. Hai că e destul de ok uh, echipa astăzi, zic că e cea mai bine, bună echipă pe care o putem. Uh, forma de aici și poartă pe Tătărușanu care e 79 cel mai uh, high rated din această de echipă. Hai să dăm pe ES și haide să-i dăm drumul la primul meci. Avem aici primul meci cu Peru și dăm și pe Simulate. Fraților, dacă mai vreți să facem episoade cu FIFA 18, dați acum un like. Uh, să vedem câte like-uri putem strânge pentru acest... O uh... O, oh, Stanciu, minutul 6! Deschide scorul, Bun, dacă mai vreți episoade din, din acest World Cup, cum să zicem noi, acest joc, o varga să-mi pentru cei de la Peru, mamă, o echipă destul de bună și farfan, o, se accidentează Budescu, not good, not good, deci dacă ni se accidentează mult Budescu, a, o să avem lipsă acolo, dacă facem un egal, eu sunt cât de cât mulțumit și se termină egal 1-0 cu Peru, ia să vedem, uite, avem aici și clasamentul, Ia să vedem, uh, câștigă și Franța și se poziționează pe locul 1 Suntem pe 3 la egalitate de puncte cu Peru Și hai să vedem, spune că... accidentat Budescu Are fucking kidding me, deci vorbesc serios Cât ghinion să ai... Stai să se că am vrut să spun pe Stanciu aici în cam Și punem pe Pintili Nu vreau pe Pintili frate Pe Pintili aici cu Marin în mijloc uh, Bă, sincer are potențial echipa Vă zic sincer, potențial, are echipa pentru Marin, de exemplu, pentru Marin care are 22 de ani, are un potențial destul de mare, și mai așa tânăr, Toșca 26 și el are destul de mare potențial și Mitriță 23 de ani, deci vă dați seama că Mitriță o să ajungă la un OVR destul de mare și la fel și Benzar probabil, Rotariu de asemenea și posibil și, cum îl cheamă, Hagi de la, de la viitorul. Iani Sagi. hai să simulăm meciul cu cine avem acum, avem cu Australia, care a pierdut cu Franța, hai să vedem ce echipă au ei, Ryan îl știu și mai era un mijloc, dar nu mai știu cum îl cheamă, Marin înscrie 1 la 0, ia și galben uh, Jedinac, Iauz iau, iau, Jedinac, hai să păstrăm scorul ăsta, fraților, hai să păstrăm scorul ăsta, o, nu-l păstrăm, Stanciu scrie și el Băi, Stanciu, până acum are două goluri, Stanciu, e nebun Hai să păstrăm scorul Acum hai să-l păstrăm, băieți Intră și rotariu, Mitrițo, 3 3 și înscrie scrie și Bratan 3 la 1 și se termină 3 la 1 Prima victorie de la campionatul mondial Și sunt de pe primul loc Ia să vedem ce a făcut Franța A câștigat Franța și uh, Ia să vedem, mai avem meci direct cu Franța Mai avem meci direct cu Franța și acum ne trebuie noroc pentru că probabil o să pierdem cu Franța și dacă câștigă Peru o să fie la egalitate de puncte cu noi dar trebuie să dea 4 goluri deci s-ar putea să... Practic suntem ca și calificați pentru următoarea etapă. Hai să vedem cu Franța. Am avut și la campionatul european. Uh, la euro am avut destul de mult ghinion cu Franța, sper că nu avem nici aici. 2-1 parcă s-a terminat, parcă 2-1 s-a terminat. Marinia Galben, hai măcar un egal, ar fi bun un egal cu Franța, sincer să fiu. Uh, iese Griezmann, Griezmann intră Giroud, nu prea ne place Giroud uh, ăsta, că dă goluri urâte cu capul. Um, Titi marchează pentru Franța, uh, dar stai că îmi reduce din gol la Stancius, creșel și, și facem... Facem egal cu Franța, Un minut 89 Stanciu, doamne, doamne și rămânem, uh, mai, mai departe hai să vedem ce au făcut, au făcut egal, ok, deci nu aveam problemă, 5 puncte am scos din grupa asta, era o grupă destul de, uh, de greuță, mai ales că era Franța și ne-am calificat cu Argentina, fucking Argentina, vedeți aici tabelul, uh, noi suntem în dreapta cu fucking Argentina. Cine era cea mai ușoară? Cred că... Nu știu, cred că Egipt era cea mai ușoară de bătut uh, pe aici și su uh, Switzerland, probabil. Hai să-i dăm aici. Nu play meci frate meu, că eu nu, eu nu joc aici. Ia, la top scorer. Avem pe Stanciu, cumva. România, Stanciu cu 3 goluri. Este golgheterul României și e practic și pe primul loc că sunt mai mulți cu 3 goluri. Hai să vedem ce facem cu Argentina, sunt curios dacă s-a întors Budescu, nu s-a întors frate, deci am avut lipsă Budescu din păcate, n-am -am avut ce să facem în prezent asta, îi dăm pe uh, Simulate și sunt curios, doamne ajută, hai băieți, stai încă două goluri să dea acolo, ia să vedem, uh, au o echipă bună, mamă, Dybala ne-a ne dat o palmă așa peste bot, au o echipă bună, Nu avem ce să zicem, Di Maria, Mascherano, scrie și el aparent, nu știu cine e mas, sincer. Marine, scrie și el 2 la 1. Bă, ne revenim. Sincer, nu aveam foarte multe așteptări din meciul ăsta, dar o, oh, se accidentează și Stanciu 3 la 1. Deci două accidentări, frate, două accidentări. Deci asta ne-a costat uh, Di Maria 4 la 1 și ieșim din campionatul mondial. Măcar am ieșit din grupă, măcar am ieșit din grupă cu România. Cred că asta se întâmpla, nu știu, mă rog, acum nu știu ce se întâmpla, uh, dacă era cu adevărat... Uh, România la Euro, probabil că nu erau grupele astea, cine știe. Acum îi dăm în turnament și cam asta este și episodul. A, am fost bătuți de Argentina, poate să o mai încercăm data viitoare, o să și jucăm, cine știe, o să. poate facem și o serie gen România spre finala mondialelor sau nu știu, spre câștigarea mondialelor, vedem noi. A, fraților, dați un like acestui clip, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, eu am fost ținăru și ne vedem data viitoare. Jaurus!